La 30 octombrie, anul curent, concetățenii noștri sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege viitorul președinte. Despre posibili candidați, precum și despre modificările la codul electoral, ne-am propus să discutăm în ediția prezentă, împreună cu Sergiu Nazaria, doctor habilitat în științe politice. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Bună seara! Și cu doamna Corina Stratan, avocat. Bună seara și bine ați venit! Doamna Stratan, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre aceste modificări la codul electoral, în ce măsură ele au fost așteptate și care au fost, de fapt, dacă aș putea spune așa, istoricul acestei probleme, pornind de la aceste inițiative de modificare? Deci, da, într-adevăr, eu, ca și avocat, mă bucur foarte mult că au fost adoptate aceste modificări ale codului electoral privind mecanismul de alegere a președintelui Republicii Moldova. Acestea au un istoric destul de scurt. Deci, în data de 23 noiembrie 2015, 18 deputați din fracțiunea parlamentară al PLD-MEU-ului a înaintat o sesizare la Curtea Constituțională, prin care a solicitat a fi verificată constituționalitatea legii privind modificarea Constituției, și anume a mecanismului de alegere a președintelui Republicii Moldova. Pentru că până la data de astăzi, deci președintele Moldovei era ales cu 3/5 de voturi din Parlament. Prin decizia Curții Constituționale din data de 3 martie 2016 s-a dispus, s-a hotărât că într-adevăr această lege care a modificat Constituția este una neconstituțională și s-a revenit la mecanismul anterior, astfel președintele Republicii Moldova urmează a fi ales direct de către cetățeni pentru un vot secret, universal, liber exprimat. Și, deci, acesta este istoricul acestor modificări. Și din data de 23 iunie 2016 s-a votat în a doua lectură în Parlament cu votul a 55 de parlamentari în favoarea adoptării acestei legi. Domnule Nazaria, aceste modificări la codul electoral au menirea de a limpezi oarecum starea de lucruri de pe arena politică? Cât ne distraniu, în opinia mea, da. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Deci, cu toate că eu nu sunt jurist, dar toată lumea despre asta vorbește, inclusiv și o serie de juriști de vază pe care eu cunosc personal, și în opinia mea, nefiind jurist de semne, îmi pare că felul cum Curtea Constituțională a modificat Constituția nu este chiar constituțional, în orice caz nu este normal, îmi pare mie. Dar lucrul ăsta sub aspect politic a fost benefic. Iar prin asta își constă pe toți, în orice caz, pe cei care protestau, cei care sunt nemulțumiți de starea actuală de lucru, eu s-a desfăcut și în sensul ăsta probabil s-au calmat spiritele într-un fel. Vedeți că doar nu mai sunt proteste, oamenii speră că pe cale democratic, prin procedura alegerii unei noi guvernări, își vor putea satisface cerințele. În sensul ăsta sau... Domnule Nazaria, se poate întâmpla ca în luna octombrie, în buletinul de vot, să avem 20-30 de candidați? Când zic lucrul ăsta, revin la ceea ce am avut noi până la anul 1999-2000, atunci când a fost modificată și, de fapt, întrebarea mea se bazează ce șanse au candidații independenți, pentru că bănuiesc că se vor aventura foarte mulți concetățeni de-ai noștri în această tendință de a ajunge șeful statului. Teoretic, mulți oameni pot să înregistreze, da. Dar, practic, spunem, strângi 15.000 de semnături. Noi deja la tema asta, chiar cu dumneavoastră și cu unul din colegii noștri, am discutat aici în studio, că nu e chiar așa de simplu. Strângi 15.000 de semnături și, dacă nu mă înșală pe mine memoria, minimum 600 de semnături în jumătate din raioanele Republicii. Da. Așa îmi pare. Da, așa. Deci nu e simplu lucrul ăsta. Dar chiar dacă, de exemplu, cum se spune, am strâns semnăturile astea, nu cred că cineva în afară de 3 persoane, în situația de astăzi, au șansă să fie candidați reali la funcția de președinte. Asta e Dodon pe flancul stâng, el precis trece în turul 2, și pe flancul drept doamna Stasia Andrei și doamna Maia Sandu. Iată, 3 persoane au șansă să treacă în turul 2. Dar în ce măsură putem vorbi de reprezentanții altor partide politice? Pentru că dacă inițial se spunea că vor ajunge la un numitor comun și vor merge cu un singur candidat, vedem că astăzi punctele de vedere oarecum sunt dispersate. Este foarte interesantă și declarația noului lider a PLD-MEU, domnului Ciobotaru, care zicea că în politică trebuie să fii flexibil. Cel puțin eu, citind printre rânduri, mi-am dat seama că domnia sa nu va merge cu un candidat. Nu, în orice caz, eu știu un singur lucru. Din punct de vedere Constituției, din punct de vedere legii formale, noi toți suntem egali. Și în fața lui Dumnezeu și în fața legii. Dar nu pot fi eu în măsură egală
egal, mă scuzați, tautologie, de exemplu, cu Rockefeller sau cu, chiar cu Plahotniuc, da, în ceea ce privește posibilitățile mele economice, așa? Deci, în sensul ăsta, dacă omul nu are sprijin în societate, nu-l cunoaște nimeni, poate el este un profesionist într-un careva domeniu acolo și îl cunoaște un grup în gust de oameni, dar în cadrul societății, cu tot respectul față de mulți oameni, doar 3 oameni au șansă. Ceilalți pot fi sau spoile, deci să rupă voturi de la cineva, mai ales asta ține de flancul drept, să nu-i permit cuiva sau doamne Sandru sau domnul Năstase să acumuleze, să treacă celălalt, sau pe flangul stâng, spunem că, să nu-i permit lui, mă iertați, Dodon să biruie din primul tur. Înțelegeți cum e? Niște spoileri să iasă, să rupă niște voturi. Cum s-a întâmplat, apropo, cu Partidul Comuniștilor la alegerile parlamentare precedente, când a ieșit, dacă nu mă înșală pe memorie, Partidul Comunist Reformator, sau cum se mai numea el, nici, da, nu, nici da. Nu știu denumirea, în frunte cu un oarecare popă, așa? Și i-au rupt 5%, s-au găsit 5% de oameni rătăciți care au crezut că ăsta e Partidul Voronin și au votat pentru el. Deci, iată așa, cazuri de astea. În al doilea rând, poate mai sunt oameni noi care se gândesc la perspectiva zilei de mâine și vor să manifeste azi în, ca în perspectivă, spun, la următoarele lege să biruie. Poate eu, asta e șansa. Eu aveam o întrebare pentru final de emisiune. Vă acord acum. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură pot apărea nume grele acum la început campaniei electorale? Și dacă, ipotetic, cel puțin vorbind, ele ar fi posibile? Știți, domnul Dan, eu personal cunosc mulți oameni deștepți, onești, pe flangul drept, flangul stâng, dar din cei care cunosc eu, nimeni nu încearcă astăzi să lanseze în campania electorală. Deci, dar teoretic poate fi orice. Doamna Stratan, vreau să vă întreb. Spuneți-mi, vreau, că aceste 30 de zile sunt suficiente pentru adunarea semnăturilor? Păi, nu știu, mă gândesc pentru persoanele care deja sunt cunoscute, care într-adevăr au nume grele în politica noastră, cred că nu ar fi o problemă, dar pentru cineva, pentru un candidat independent care într-adevăr până acum nu a fost cunoscut, consider că termenul este destul de restrâns. Mai ales că mai înainte termenul era de perioadă electorală, era de 3 luni, acum prin noile modificări a fost redus la 2 luni. Și candidații au termen doar de 30 de zile pentru a colecta aceste 15.000 de semnături. Avem recomandările Comisiei de la Veneția în ceea ce privește desfășurarea campaniei electorale în aceleași interval de timp. Spuneți-mi, vă rog, pot exista penalizări din partea Comisiei sau cel puțin există premisie ca Comisia să ne arate cartonașul roșu în anumite situații? Păi depinde de comportamentul Comisiei, ținând cont de faptul că acum conducerea a fost schimbată la CEC, depinde foarte mult de acțiunile sale. Desigur, sunt posibile situații care într-adevăr să producă asemenea situații pe care dumneavoastră le-ați invocat. Dumneavoastră aveți în vedere Comisia de la Veneția să ne penalizeze? Da. Până acum eu nu știu cazuri să ne... Au venit doar cu recomandări. Da, recomandări. Nu cred că au dreptul ca să ne penalizeze, doar cu, eu știu, cu careva remarce, atât. Domnule Nazaria, spuneți-mi, vă rog, viitorul președinte al Republicii Moldova trebuie să-și depună în primul rând carnetul de partid, dacă îl are. Acest lucru ar însemna că cu adevărat președinția va fi una liberă, necontrolată nici de un oligarh, vom putea vorbi despre o decizie promptă luată de președinție și categorică. Domnule Madan, iată, eu știu două exemple elocvente când președinții țărilor nu sunt membri de partid. De exemplu, Putin și Lukashenko, așa? Da. Deci, Merkel, ea nu este președinte, este prim-ministru, dar ea este liderul țării, real. Așa, este membru de partid. Holland, președintele Franței, este membru de partid. Alte personalități, da. Cameron este membru de partid. Obama este membru de partid. Liderul Chinei este membru de partid. Eu nu văd nicio problemă ca omul să fie membru de partid. El, pur și simplu, devenind președinte, trebuie să țină la toți cetățenii și să apere interesele național-statale, nu cele în gust de partid. Asta e problema, dacă el este sau nu este membru de partid. Iată, eu nu sunt membru de partid. Eu nu știu dumneavoastră, nu știu dumneavoastră, domn Stratan. Dar eu tot nu am anumite simpatii politice, ceva îmi place, ceva nu-mi place. Eu tot nu sunt independent de niște
preferința mele, de o anumită educație și așa mai departe. Sunt influențat de un anumit cerc de oameni, ca oricare din noi. Deci, devenind președinte, noi trebuie să ne distanțăm de tot cât e posibil în puterile omului, că noi nu suntem Dumnezeu Sfântul, dar cât e posibil în puterile omului să ne distanțăm de subiectivismul personal, asta și de partid, desigur. Consider că e bine. E bine că, într-adevăr, eu consider că președintele Moldovei trebuie să fie apolitic, deci să nu fac parte din niciun partid, pentru că astfel s-ar crea careva condiții pentru ca acesta să fie părtinitor. Totuși, președintele are o serie de atribuții care, în cazul în care el este membru de partid, cred că ar putea cumva favoriza situația partidului respectiv. Și este foarte bine că, într-adevăr, președintele Timofte nu a fost membru de partid. Nu a fost. Nu a fost. Dar nici nu a avut verticalitate. Păi despre asta e vorba. Eu totuși consider că nu apartenența la partid e principalul criteriu. Încă o dată repet, noi avem zeci și zeci de exemple în multe țări, chiar în țara vecină, România, președintele este lider de partid. Și așa mai departe. Noi avem în țara vecină Ungaria, în țara vecină Ucraina, toți sunt membri de partid. Adică nu cred că apartenența la un partid este cel mai mare neajuns al președintelui. Domnule Nazaria, Comisia Electorală Centrală consideră alegerile nevalabile dacă la primul tur de scrutin au participat cel puțin o treime din numărul total de alegători. Întrebarea este firească. Există riscul să avem un absenteism în masă la alegerile prezidențiale sau tocmai a fost evitată această perioadă de vacanță, de caniculă, ca în luna octombrie, atunci când lumea se reîntoarce în plină activitate, să poată și să-și exercite acest drept fundamental? Eu cred că, teoretic, desigur, orice poate să întâmple, dar așa, calculând în practică, știind psihologia oamenilor noștri, știind că eu cred că nu o scade până la 30 octombrie cerul pe pământ, așa e? În orice caz aici la noi în Moldova. Și până atunci nu se întâmplă ceva extraordinar ca oamenii să ne iasă la alegeri. Eu cred că doar poate o miime de procent teoretic putem să admitem că poate să existe așa un pericol. În practică, nu văd așa asemenea pericole. Domnule Stratană, spuneți-ne, vă rog, urmează ca CECU să dea un aviz sau, mai bine zis, să valideze aceste alegeri. Avem noua componență a CECU-ului și apare iar și o întrebare firească. În ce măsură suntem asigurați că cel puțin nu se va vehicula, pentru că nu am avut niciodată date sau certe puse pe masă că aceste alegeri au fost falsificate? În ce măsură lucrurile iarăși vor intra în albia firească? Deci CECU-ul are obligația ca în urma desfășurării alegerilor să dea toate actele, să le înainteze curții constituționale. Curtea Constituțională infirmă sau confirmă legalitatea alegerilor. Într-adevăr, în istoricul CECU-ul n-am observat ca să se depisteze careva încălcări în acest sens. Depinde, nu știu, acum noua conducere totuși îmi depun speranța că își va desfășura activitatea în mod legal. Aici apare o altă nuanță. Deci CECU în termen de 10 zile va trebui să depună acte la Curtea Constituțională pentru a se expune asupra legalității alegerilor. Dar în lege scrie că doar după ce vor fi hotărâri definitive asupra contestațiilor depuse de către persoanele care vor să conteste, deci procesul alegerilor. Aici pot să apară diferite situații, depinde și poziția CECU-ului care va fi în cadrul acestor examinări ale contestațiilor și respectiv depinde și de poziția instanțelor de judecată. Nu, și cred eu, mă iertați, vă rog, chiar vă rog. Mai depinde încă și de faptul dacă oamenii vor avea pretenții serioase în genere, nu numai niște persoane care au fost implicate în proces nemijlocit ca candidați, dar mii și zeci de mii de susținători ai lor, dacă vor considera alegerile nedrepte, netransparente, dacă vor fi foarte multe încălcări grave, atunci poate să putem să avem probleme. Dar mai există aici încă un aspect. Iată, care era problema vechii componențe a CECU-ului? Opinia publică nu avea încredere personal în membrii CECU-ului, poate cu mici excepții acolo, da? Deci, față de ăști membri ai CECU-ului, poate cu excepția unor membri care au rămas pot apărea anumite semne de întrebare, dar față din integral de componența CECU-ului, acum, probabil că nu pot exista careva neîncredere și vădită. Doar de poate să existe, știți cum, neîncredere, în care sens, indirect,
Uite, eu fost ales de actuala guvernare, majoritatea totuși reprezintă actuala guvernare și în sensul ăsta poți să bănuiești, dar oare nu vor face partizanat, iată, aici n-ar trebui să fie partizanat politic, înțelegeți cum absolut. Membrii cecului n-ar trebui să fie, eu cred că aici ar trebui să existe o leacă o altă procedură, probabil nu-i cazul să discutăm aici, eu nu sunt jurist, dar probabil că în situația de azi, când actuala guvernare, care nu se bucură nici de un fel de încredere, sau neîncrederea este peste 90%, alege membrii cecului, deci neîncrederea din partea guvernării este transferat parțial ca minimum și asupra membrilor cecului. În asta e problema, mă gândesc eu. Dar cred că cel mai mult din încălcări, iată, în cadrul procedeului de alegeri, iată și din experiența pe care am avut-o în calitate de avocat pe asemenea dosare, se fac de către comisiile locale. Deci atunci se falsifică voturile, se falsifică cererile de exprimare a votului la domiciliu. Deci sunt foarte multe situații. Chiar acum am o situație recentă când s-a depistat, un centru de expertize judiciare a depistat că 59 de voturi au fost falsificate. Deci cererile au fost semnate de către anumite persoane, iar în lista electorală au fost semnate de către alte persoane. Deci la nivel local se pot face foarte mari încălcări ale legislației. Dar ce facem, discutam noi și data trecută cu domnul Nazarian, întrebasem același lucru, ce facem cu listele electorale? Pentru că și acolo se spunea că figurează persoane care nu mai sunt în viață. E așa sau nu? Ați avut cazul? Așa este. Deci aceasta este o problemă veșnică care nu cred că poate fi rezolvată. Da, dar la trecerea la sistemul ăsta electronic, a bazei de date? Păi da, atunci când o să fie trecerea, până deocamdată nu s-a votat pentru trecerea la sistem electronic. CECO a promis că va face demersuri pentru ca voturile să fie exprimate deja vot electronic. La moment nu este așa ceva, deci cred că o să mergem pe procedura veche de alegeri și, într-adevăr, se pot face foarte multe dacă îmi permiteți, ilegalități. Eu tot am așa o replică la adresa noastră. Deci, probabil că și aici nu putem să învinuim în totalmente CECO, deoarece oamenii pot muri, spunem că, și cu câteva zile înainte de alegeri. Așa? Probabil că aici problema constă în aceea că în momentul când sunt întărite listele, la acel moment, toate figurile, toți oamenii care figurează în listă trebuie să fie oameni vii. Probabil așa e logica, da? Sau nu? Eu poate nu înțeleg. Păi așa, da. Cred că cazurile astea nu sunt atât de multe în măsură să schimbi rezultatele alegerilor. Da, probabil. Poate să fie, dar, mă rog. Domnule Nazarian, spuneți-mi, rog, tot s-a discutat despre posibilitatea desfășurării alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale în toamna acestui an. Dumneavoastră, în calitate de expert în politologie, spuneți-mi, rog, cum vedeți lucrurile astea? Ele sunt ipotetice sau sunt reale? Mie îmi pare că deja, ieșind din conjunctura de astăzi, ieșind din materialul politic care îl avem noi astăzi, deja eu cred că nu o să avem noi alegeri parlamentare anticipate în ziua alegerilor prezidențiale. Doar de dacă iarăși se întâmplă niște chestiuni extraordinare. Dar în ceea ce privește alegeri parlamentare anticipate, eu cred că ele vor fi după alegerile președintele. Asta ar însemna că președintele are dreptul de a dizolva parlamentul? Asta el va avea, el are dreptul, dar el nu poate să dizolve parlamentul când îi trăsnește lui prin cap, de exemplu. Dar închipuiți-vă că vine un președinte la putere cu o majoritate zdrobitoare, iată, de exemplu, în Franța. De exemplu, avem noi acum... Luăm anul 81, eu ca istoric vă spun. În anul 81 au avut loc alegeri prezidențiale. O biruit François Mitterrand. La momentul ăsta, majoritatea parlamentară alcătuia partidele de dreapta. François Mitterrand, peste o săptămână sau peste câteva zile, dizolvă parlamentul. Motivul care era? Opinia francezilor nu mai sprijină actuala guvernare. Ea trebuie să schimbate. Fixează alegeri anticipate parlamentare și francezii votează altfel. Înțelegeți? Votează stânga. Deci așa situații va fi probabil și la noi. Care va fi motivul formal pentru a dizolva parlamentul? Eu nu știu, eu nu sunt jurist. Dar practica îi va arăta președintelui, noului președinte, care va fi motivul pentru a dizolva parlamentul. Eu nu mă îndoiesc că parlamentul va fi dizolvat. E posibil acest scenariu? Cred că da. Legea permite.
Vroiam, de fapt, să vă întreb. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre legislația în domeniul electoral, aceste modificări au venit și au rezolvat tot setul de probleme care se confruntam sau ne confruntam noi toți până la urmă în domeniul alegerilor sau mai sunt anumite carențe? Și dacă lucrul ăsta nu ar însemna, nu știu, o să aflăm și punctul de vedere a domnului Nazăria, un pas înapoi, pentru că primul și al doilea președinte, dacă nu mă înșel memoria, au fost ales de către popor. Deja domnul Voronin a fost ales de către Parlament și domnul Timofte. Cred că aceste modificări sunt în favoarea poporului nostru și cred că ele au rezolvat doar o parte din problemele care la noi sunt în conducere, în guvernare, în politică, anume blocajul ăsta. Iată, în hotărârea Curții Constituționale am să fac o replică. Vă rog. Deci, am citit-o și, într-adevăr, este o hotărâre foarte bine motivată a Curții Constituționale, prin care, iată, declară neconstituțională legea de modificare a Constituției, se motivează foarte bine și spune care a fost impactul, iată, situației create, și anume alegerea președintelui prin 3/5 din voturile de Parlament, asupra societății. Deci s-a creat un blocaj foarte mare și o situație inedită la noi în țară. Totodată, judecătorii din hotărârea respectivă îmi fac referire și asupra faptului că, da, în alte state, într-adevăr, președintele este ales de către parlamentari, însă sunt create așa condiții legislative ca să nu se ajungă la blocajul care s-a creat la noi. Și tot în hotărârea curții, dacă nu mă greșesc, spunea că la noi, în condițiile actuale, deci până la momentul intervenirii modificărilor, Parlamentul putea fi dizolvat la nesfârșit. Și, deci, s-a rezolvat acest blocaj. Dar nu cred că prin aceasta s-a rezolvat toate problemele existente la noi în politică și în guvernare. Iată, argumentele respective eu le accept, dar ele totuși sunt politice. Eu am vorbit cu mai mulți juriști, constituționaliști, de exemplu Boris Negru, unul din oamenii care au elaborat Constituția și e recunoscut numai la noi în Republică, dar și peste hotare, și alți colegi de mei. Deci ei spun că din punct de vedere juridic aceasta a fost o decizie nevalabilă, nelogică, din punct de vedere politic, foarte bună. Eu consider foarte că e foarte bună, pentru că e argumentată și acolo spune. În hotărâre spune... Argumentele care le-ați adus dumneavoastră, ele sunt politice. O scos tensiunea din societate. Nu neapărat, nu. Atunci când a fost modificată legea veche, și anume privind mecanismul, s-au făcut, deci s-a propus într-un fel și în Parlament s-a introdus alte noțiuni, alte notițe, și anume astea 3/5 le-au introdus fără avizul Curții Constituționale. Deci nu s-a respectat procedura de modificare constituțională. Aveți în vedere, unde este 3/5, nu a fost atunci. Da. Păi da, ele au fost avizate într-un fel și ulterior au fost introduse, deci, și din cauza aceasta... În orice caz, slavă Domnului că s-a întâmplat cu deja cum s-a întâmplat. Domnule Nazăria, domnul Petru Bogatu spunea ieri în cadrul unui editorial că este de părere candidatul Partidului Democrat la prezidențiale ar putea avea șanse de câștig. Citat încheiat. Unde e acest candidat și în ce timp ar putea să-și facă apariția? Pentru că lucrurile iarăși sunt destul... Poate dacă spune un pluton din mitraliere în jurul cecului, ca să împuște în demonstranți, în protestatari, și se declare acest candidat biruitor, învingător. Eu nu văd să fie vreo șansă. Partidul ăsta, în genere, are mari probleme cu trecerea în Parlament, dar nu să mai învingă la alegerile parlamentare. În altfel, ceea ce spuneți dumneavoastră, care e peizajul la capitolul partidei extraparlamentare? Aveți în vedere care sunt șansele lor de a intra în Parlament? Da, de acum, din partidele extraparlamentare. Păi platforma, sau reformulez, ce partide vor accede în viitorul Parlament? Platforma DA și partidul doamnei Maia Sandu. Nici nu știu cum e numele lui. PAS. PAS, da. Partidul Acțiunii, da, îmi pare că... Da, și Solidaritate. Și Solidaritate, da. Păi, iată, astea două. Ce se întâmplă cu Partidul Liberal? Și, da, mă iertați, flancul stâng, desigur, sau centru stânga, mai are și Partidul Usatei. Așa numit partidul nostru. Toate șansele să intre în Parlament. Deci în Parlamentul viitor noi vom avea probabil așa precis 4 partide. Socialiști, Partidul lui Usatăi, Partidul Domnului Sandu și Partidul Domnului Năstase, Platforma DA. Și au șanse teoretice. Democrații despre care vorbim noastră și comuniștii. Dar puțin probabil. Ce se întâmplă cu naționaliștii, cu unioniștii, mai bine zis? Păi Maia Sandu devine un nou steagă forțelor unioniste și oamenilor care pledează pentru ideea
integrării europene. Doamna Sărătan, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre aceste 45 de zile de la expirarea mandatului președintelui, de ce nu s-a ținut cont de ele? S-a încălcat legislația în vigoare? Trebuia atunci să se acționeze? Păi, iată, anume cum e hotărârea Curții Constituționale face referire la situația aceasta inedită. Deci, într-adevăr, s-a creat un blocaj. Dar de ce nu am inițiat-o la 23 martie, când a expirat mandatul președintelui? Probabil, pentru că atunci când a fost adoptată legea privind modificarea codului electoral, când a fost adoptat și deci a urmat procedura de modificare și după asta. Și acum avem tot temeiul să credem că alegerile se vor desfășura în limitele legalității, da? Eu consider că da. Păi s-a revenit la precedentul dinainte, din 94 până în 2000. S-a revenit la procedura anterioară. Deci nu va fi nimic nou. Eu aș răspunde așa la întrebarea asta. Avem toate șansele ca alegerile să fie petrecute în cadrul legal, cu condiția. Dacă cetățenii vor fi activi și nu vor permite să se întâmple anumite încălcări grave sau, cum zic, moldovenii, porcării din partea autorităților. Uite, rușii au așa un cuvânt, putibditilne, adică oamenii trebuie să fie vigilenți. Și în așa caz nu o să se încalce legea. Dar dacă oamenii o să fie pasivi, atunci eu nu exclud că o să fie mari încălcări. Domnule Nazaria, în viitoarea campanie electorală, mă refer la prezidențiale, o să avem cadouri electorale, cum ne-am obișnuit, aș putea zice... Dar ce aveți în vedere? De ce de cadouri? La cadouri, atunci când candidații merg în localitatea X, cu o pungă, cu crupe, cu pâine, cu nu mai știu ce. Nu cred. Pentru că noi am avut campania trecută. Cel puțin au fost sesizate asemenea cazuri. În orice caz, din partea acestor trei, Dodon, Năstase și Maia Sandu, precis că nu vor fi asemenea lucruri. Poate democrații vor încerca, dar fiind de favoarea lor. Ei și-au făcut o dată trecută. Va fi de favoarea lor. Nu cred. Doamna Sărătan. Sunt cam de aceeași părere. Ce părere nu știu aveți? Ce să zic. Păi nu cunoaștem la moment dacă Partidul Democrat poate va înainta o candidatură, dar mă gândesc că e foarte posibil să găsească, să scoată o candidatură. Posibil sunt, dar cum va proceda cu cadouri sau nu cu cadouri, nu știu. Știți cum mă gândesc eu? Spuneți. Știți cum mă gândesc eu? Adică eu nu mă gândesc că așa va fi. Dar eu încerc să intru în pielea lor și încerc să gândesc cu toate că mi-e greu să intru în mintea lor și cu logica lor, dar eu cu logica mea încerc să intru în pielea lor. Bravo. Deci, pentru ei înainta un candidat înseamnă catastrofă totală. El nu are nicio șansă, absolut. El nu numai că nu va trece în turul 2. Se negociază candul sau cel puțin se vehiculează. Dar cine n-ar fi măcar pe Iisus Hristos să-i spună, să-i pui frunt că este Iisus Hristos, înțelegi? Sau Buddha sau nu știu cine. El nu are nicio șansă, nu că în turul 2 streacă. El în cel mai bun caz va lua locul 4 cu vreo 7% maximum. Asta e maximorum, înțelegeți cum? Adică se va face de rușine total. Dar posibil că nici atâta nu va lua. Deci, în opinia mea, pentru ei mai bine este să înainteze niște spoileri independenți, să încearcă să rupă voturi de la diferite candidaturi, flangul drept, flangul stâng, și mai apoi în turul 2 să-i șantajeze pe ăștia și să găsească cei doi care vor trece în turul 2 din contul spoilerilor acestora, din alte careva, eu știu, frânghiuți să-i trag, eu așa, ipotetic vorbesc, și să încerce pe urmă să se înțeleagă cu viitorul învingător ca să-și salveze pielea, să salveze proprietatea, să nu meargă pe calea lui Filat, că-i paște pericolul ăsta, înțelegeți că... Eu cred că asta e varianta lor. Eu, dacă aș fi în locul lor, cred că așa aș proceda. Dar să încerc eu singur, dar n-am nicio șansă. Fiind eu unul din reprezentanții Partidului Democrat. Nicio șansă. Spuneați ceva mai devreme despre acești trei care au șanse reale, ne referim la domnul Dodon, Sandu, Năstase, dar s-a tot vehiculat încă două nume, cel puțin Urecheanu, Candu și așa mai departe. Care este misiunea dânsului? V-am spus, doar spoiler. Ei spuneau ceva mai devreme dacă e să fac referire la domnul. Păi așa ca și Voronin poate să încerce, și Leanc poate să încerce, și Ghimpul la urmă poate să încerce. De ce nu? Ei mai, și nu știu cine încă. Înțeles cum? Și Sturza de ce să nu știu încerce? Da. Și așa mai departe. Haide, Ghiță Boambă să încerce, zicem, că ăștia n-au nicio șansă. Și Ghiță Boambă și Urecheanu, aceleași șansele are. Dacă vrei Urecheanu să mai facă o dată de rușine, lasă-l să mai... El este la primărie, e un candidat și cât o acumulat? Acumulat foarte puțin. Păi,
la prezidențiale o să acumuleze și mai puțin. Dacă vrei, pur și simplu, să râdești găinile de ei, lasă-i să încerci. Trebuie să știi când te retragi din politic în momentul potrivit. Doamna Stratan, mai avem câteva minute la dispoziție. Eu vroiam să vă întreb. De regulă, în toiul campaniilor electorale și în toiul a ceea ce se numește alegeri, avem foarte mulți observatori, atât locali cât și internaționali. Vreau să ne spuneți, observatorii internaționali pe care îi va avea Republica Moldova și îi va acredita aici pe parcursul desfășurării, au un cuvânt de spus? Vor fi ei cei care vor, sau în seama cărora ne putem lăsa că nu se vor petrece tot felul de lucruri așa meschine? Eu cred că nu. Deci au mai fost observatori internaționali, din câte eu cunosc, nu s-a ținut cont mare, nu au făcut mari schimbări, nu s-a ținut cont de opinia lor atunci când ei au venit, s-au uitat cum se desfășoară alegerile și, deci din câte eu cunosc, nu cred. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și mai am ce adăuga aici. Spuneți. Noi chiar avem și alt exemplu, la alegerile parlamentare precedente, la noi veneau cu hergheliile reprezentanți elitei europene și au susținut pe ăștia care astăzi, spunându-ne că suntem țară de succes și așa mai departe, cu toate știu ce pătulgării sunt. Toate pătulgăriile care s-au făcut până la alegerile parlamentare. După alegerile parlamentare, eu nu prea știu careva încălcări super grave care le-a făcut guvernarea actuală. Toate s-au făcut până la și toți ăștia știau. Pe toți ăștia din Europa care au venit, eu spus, tot e bine, n-au fost încălcări, tot e ok. Deci, probabil că principalii observatori în care noi trebuie să avem încredere sunt nu cei internaționali, ci ai noștri. Uite, ai noștri, oamenii noștri trebuie să fie vigilenți. Și inclusiv și, în primul rând, observatori, de la partide, de la organizații neguvernamentale, de la diferite organizații obștiești, inclusiv și de la veterani, apropo. De ce nu? Că ei, da. ei sunt cei mai nepărtinitori, mie îmi pare, că veteranii. Apropo, da, chiar eu când am avut un dosar electoral anul trecut, un candidat electoral și a exprimat opinia observatorului internațional. Deci instanța de judecată absolut deloc nu a ținut cont de opinia sau de observațiile pe care le-a avut observatorul internațional. Deloc, deloc, deloc. Deci nu știu care va fi. Chiar. Domnule Nazaria, revin la întrebarea mea legată de partidele extraparlamentare și despre șansele lor de a ieși la rampă. În această campanie electorală scoatem de la naftalină partidul Radnă Oprave? Scoteți-l dacă îi dor de el. Mă refer la cel condus de domnul Șor. Eu consider... Păi domnul Șor, dar din pușcărie domnul Șor îl condus acum. În orice caz, eu nu cred că partidul Radnă Oprave are careva șansă. Și nu numai Radnă Oprave. La alegerile astea, în orice caz. Păi la celelalte viitoare. Atunci când mă pregăteam pentru această emisiune, am spicuit câteva declarații și câteva viziuni a liderilor care spunea că una este a domnului Ghimpu și spunea despre o așa zisă strategie 2026, în care partidele pro-europene ar putea reveni la guvernare, dânsul spunea, și pe ambii vreau să vă întreb aici dacă există conjunctura politică favorabilă pentru ca partidele pro-europene, pentru că am tot avut alianțe de guvernare, AE1, AE2 și așa mai departe, ar putea ca să acceadă și ce ar trebui să facă ei și în ce măsură fac aceeași referire la PLDM ca un partid care se vrea a fi acum resetat pe ultima 100 de metri. Eu nu știu vreun caz în istorie, iată, dacă chiar privim istoria noastră precedentă, pe urmă, istoria altor țări, în orice caz în secolul 20, când niște bancroți total, hoți, impotenți, scuzați-mă de cuvânt, oameni proști, cum zicem, popor la noi, deci să mai revină pe urmă, peste un timp, gata, ei sunt, cum zice moldovanul, spisuiți, adică gata, sunt aruncați, altceva. Sunt, iată, revenind și la întrebarea dumneavoastră precedentă. Da. Deci noi avem o serie de partide extraparlamentare care nu sunt discreditate. Și la alegerile următoare, ele sunt un fel de rezervă. În caz dacă se discreditează ăștia de astăzi, sau cei care vor veni la alegerile următoare, peste o dată, peste două termene, ăștia pot veni. Cum a venit Ghimpu, cum a venit Filat, pe ruinile altor partide, înțelegeți? N-au făcut față. Cum au venit, apropo, și socialiștii, pe ruinile Partidului Comunist. Cum au venit comuniști pe ruinile Partidului Agrarian, Agrar-Democrat. Înțelegeți cum? Da, adică, dar în același timp avem partide din 92 care nu au acces niciodată în Parlament. Corect, ei sunt până când în rezervă.
Până când stau... Poate că, vedeți că mă iertați pentru detalii fiziologice, dar când ne naștem noi, noi doar nimerim la mama în burtă, de la tata, cum s-ar spune, și tata trimite încolo nu numai pe noi, dar mii, dacă nu zeci de mii de concurenți de-ai noștri. Așa și ei sunt în rezervă pentru zile bune. Din ei, 99% nu au nicio șansă niciodată. Dar 1% din ei, în situația favorabilă, vor deveni partii de guvernament. Așa au fost bolșevicii, așa au fost multe, foarte multe partide. Partidul Hitler în Germania, așa au fost. Și ce era Hitler în 1919? Nimeni, nu un clown, înțelegeți cum. Domnule Nazărea, dumneavoastră, ați vedea cel puțin o unire, dacă aș putea o spune așa, o contopire a partidelor extraparlamentare ca să devină o forță? Pentru că noi astăzi constatăm, și nu doar noi, ci și barometrele de opinie publică, ne arată că acești trei oameni sunt, de fapt, în topul încrederii. Ceilalți se află sub 5-7% atunci când vorbim despre procentaj. Eu încă o dată repet, astăzi ei sunt nuliteți. Pe fondul... Pe planul politic, da? Dar pe platforma asta a luptii politice... Păi, dar doctrina îi poate uni? Nu cred. Dar ei sunt rezerve pentru perspective. Și nu poate fi doar unul în rezervă. În rezervă trebuie să fie vreo 50. Și, pe urmă, istoria singură va alege. De ce l-a ales pe Ghimpu? Așa au fost lucrurile, că l-a ales anume pe Ghimpu. De ce socialiștii au învins, au luat locul comuniștilor și așa mai departe. Deci așa au fost condițiile. Deci au fost favorabile pentru ăștia, nefavorabile pentru alții. Domnule Stratan, întrebarea mea este de ce această modificare a Constituției a fost discutată practic, aș îndrăzni să zic, la infinit, ca în cele din urmă Curtea Constituțională să taie acest nod gordian foarte, foarte simplu. De ce s-a făcut atâta tam-tam aici și lucrurile la prima vedere se par a fi foarte simple? Păi, din câte eu cunosc, nu a fost sesizată până la 23 noiembrie Curtea Constituțională. Deci la 23 noiembrie a fost sesizată, respectiv Curtea urma să se expună asupra neconstituționalității legii respective. Până la acel moment s-a discutat, dar nu s-a făcut niciun pas. Și iată, în sfârșit, după atâția ani, după 16 ani de zile, s-a adoptat o asemenea soluție. Domnule Nazărea, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre candidații ăștia la alegerile prezidențiale, vreau să aflu de la dumneavoastră dacă acești lideri, până la urmă sunt liderii a trei partide politice, ar putea pe ultimă sută de metri ca să susțină sau să meargă în favoarea unuia sau altuia, ca lucrul ăsta să fie mai limpede pentru actuala, hai să zic, viitoare cursă electorală. Și când zic lucrul ăsta, mă refer nemijlocit la Năstase raportat la Sandu. Dacă ar putea ei ajunge la un numitor comun și unul să cedeze în deci, favoarea celorlalți. Foarte bună întrebare. Înainte de răspunde, vreau să completez puțin ceea ce am spus mai înainte. Spuneți. Deci, iată, eu am spus că cei care s-au discreditat nu mai au șansă să mai vină. Totuși sunt excepții. La noi, Partidul Democrat s-a discreditat pe un cuvenirea lui Lupu și a căpătat o a doua. A fost o locomotivă, da, până la urmă. Dar aici, iarăși, era un specific, nu atât o votat pentru Partidul Democrat, electorat tradițional al democraților, cât o parte a electoratului comunist, o votat pentru democrați, dezamăgindu-se în comuniști. Acum, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, dacă Năstase o va sprijini pe Sandu în primul tur, el va deveni cadavru politic. Atunci apare întrebarea, de cui pomană mai trebuiești și tu? În turul 2, de exemplu, unul din ei ar fi dator să-l sprijine pe celălalt, dar abia în turul 2. Dar dacă, de exemplu, unul din ei îl sprijină pe celălalt, atunci... Nu există rentabilitatea, da? Păi el își pierde, el își taie, cum zice, respirația. Mesajul dumneavoastră, în 30 secunde, adresat telespectatorilor care la acest moment sunt cu ochii pe noi. Ce ar trebui să facă, cum ar trebui să analizeze viitoarea conjunctură politică pentru ca lucrurile să decurgă într-un mod pașnic și lucrurile să nu iau o altă întorsătură decât cea firească, cea logică până la urmă. Eu de fiecare dată răspund la întrebarea noastră, da. Șablon. Oamenii trebuie să fie activi, nu trebuie să fie pasivi.
Nu trebuie să stăi acasă, să indigneze de nedreptate. Trebuie să iasă la proteste sau să fie gata în orice moment să protesteze. Și autoritățile trebuie să știe despre asta. Dar dacă oamenii noștri vor sta acasă cu minți și vor cu cele mai ultime cuvinte ponegri guvernarea și lui Plohotniuc și lui Filip și celorlalți și lui Timofte, e absolut indiferent. Doamna Stratan, mesajul dumneavoastră foarte scurt. Eu, în primul rând, vreau să transmit un mesaj celor care doresc să candideze în calitate de președinte. Mi-aș dori foarte mult ca să întrunească calități foarte bune pentru a deveni președinte, să fie demn pentru a deveni reprezentantul unui stat. Iar pentru alegători le doresc, într-adevăr, cum ați spus, să fie foarte activ și să fie foarte atenți în ceea ce aleg. Vedeți că, domnul Stratan, și domnul Timofte se consideră demn. Ca să nu plec cu întrebarea mea acasă, vă adresez mea. Spuneți-mi, vă rog, domnul Timofte, ar putea fi utilizat în această campanie? Doar din calitate de obiect de batjocură. Eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!